Rusia este un prădător care trebuie pus în cușcă pentru că amenință toate statele din fosta zonă de influență sovietică, inclusiv România. Așa văd mulți dintre parlamentarii de la Kiev mișcările trupelor rusești de la granița cu Ucraina. Tinerii spun că trăiesc cu frica unui război și că sunt pregătiți pentru ce e mai rău. Cum se simte amenințarea Rusiei la Kiev, vedem într-un reportaj realizat de trimișii speciali ai TVR în Ucraina, Vlad Ungar și Relu Calota. Kiev, 2021. În inima orașului, lângă Hotel Ucraina, e un zumzet continuu. Nimic nu pare să poată opri însă pregătirile pentru sărbători ale oamenilor. Dintr-un colț al pieței, semețe, statuile poleite cu aur parcă îi privesc pe toți cei care traversează bulevardul și le amintesc că în 2014 aici s-a scris o pagină importantă din istoria Ucrainei. Oamenii au îndrăznit atunci să întoarcă pentru prima dată spatele Rusiei și să privească cu speranță spre Europa. În urmă cu 8 ani, aici, pe străzile din zona centrală a capitalei Kiev, ucrainienii aproape că au simțit gustul libertății și al democrației. Timp de 4 luni, cât a durat Euromaidanul, ucrainienii au arătat lumii întregi că își doresc ca țara lor să fie parte din Uniunea Europeană. În februarie 2014, însă, a venit și reacția Rusiei, care a ocupat Crimeea, iar mai apoi a anexat-o. Au fost 8 ani de dispute cu Kremlinul, dar acum la granița dintre Rusia și Ucraina tensiunile au ajuns la cote nemai întâlnite. Acest parlamentar pro-european, spre exemplu, consideră că nu se poate negocia cu liderul de la Kremlin. These military facilities built to be ready for invasion in any second. Even if Russian army is not fulfilled by the personal officers and soldiers at the same moment, but they could be transported to the location of the heavy machineries in 2-3 days. Acești tineri urmăresc permanent pe rețelele de socializare ce se întâmplă la graniță. I think Ukraine might be in European Union, but it's very hard to get there. Some politics of Ukraine delayed our membership. I agree that this aggression is clear and that's why we need to protect our country. Ariev Volodimir a condus delegația Ucrainei la adunarea parlamentară a Consiliului UE în perioada 2014-2019 și crede că mișcarea liderului de la Kremlin de la graniță e de fapt un semnal pentru toată Europa. Plan minimum for Putin, long-term plan, is to restore Soviet Union. Romania was in this area in Soviet Union time. So never expect from predator to stop eating meat if you're not put him in cage. Acest bărbat a simțit pe pielea lui reacția Rusiei după Euromaidan. A fost bătut de separatiști, a văzut scene de coșmar și rememorează acum momentele de groază și bătăile cumplite din timpul ciocnirilor violente din 2014. После этого приехали ДНРовцы, погрузили меня в машину, одели мешок на голову. Меня отвезли в Краматорск. Там поработали немножко надо мной, выбили зубы все. Ну, а так все нормально. То, что творилось в городе, это было страшно. Это было страшно. Здесь стреляли, убивали, грабили, насиловали, отбирали машины. Ucrainenilor le rămâne doar speranța că vor putea decide singuri soarta țării, fără implicarea liderilor de la Kremlin.